Ceea ce reprezenta portul popular de sărbătoare din zona Pașcanului. Zona aceasta a Pașcanului a fost o zonă, zice, extrem de interesantă, aflată la întretăierea marilor zone etnografice, învecinează cu zona Neamț, cu zona Piatra, cu zona Botoșani, cu zona Suceava, cu zona Romanului, ca să nu mai vorbim de o zonă extrem de mare, zona Iașului. În zona aceasta, ca coloristică și ca forme, întâlnim o bogăție de elemente, elemente cu formă florală, elemente cu forme geometrizate, care apar foarte viu reprezentate prin aframe, pe costumele de paradă sau pe costumele folosite în lumea satului, cu precădere la horele mari ale satului, și respectiv la nunți, la cumătrii și la botez. Cămașa bărbătească și respectiv cămașa femeiască de sfârșit de secolul XIX, începutul veacului al XX-lea, atât cea cu sută, dar și respectiv cea brodată și sau cea cu aplicații, cu mărgeluțe și cu paiete, este un costum popular, am zice noi, deosebit de frumos, este un costum popular deosebit de amplu, cu piese extrem de interesante. În camera aceasta am încercat de altfel să expun doar o mică parte din ceea ce a reprezentat portul popular de sărbătoare. Costumul de mire și de mireasă sunt costume, a zice, deosebit de frumoase, care s-au purtat până prin anii 50, aproximativ anii 60, în zona aceasta. Iar în centru, poate nu întâmplător, am expus și noi două dintre podoabele pe care le avem noi în momentul de față, nu când ar fi și celelalte, și anume costumul bărbătesc și respectiv costumul de mireasă de sfârșit de secolul XIX, începutul veacului al XX-lea, costumul lucrat pe fir de borangic. Și dacă tot vorbim de nunta țărănească, dacă tot vorbim de ceea ce era cândva nunta în partea aceasta din nord-est a Moldovei, obligatoriu am și expus și ceea ce definea o nuntă, și anume faimoasele lăzi de zestre cu zestrea miresei sau respectiv a mirelui și a miresei la vedere. Și inclusiv am expus ca o formă și ca etalon, ca să zicem așa, unul dintre costumele pe care le avem noi, costume de vornic, căpetenia spirituală, uitați-l, a satului din Moldova. Cel care avea grijă de obștea sătească este un costum realizat undeva în anii 1910-1920. Iar vornicul întotdeauna în zona aceasta purta pe umeri un ștergăruț de vornic sau o năframă dreptunghiulară și avea cu el toiagul vornicului și respectiv ulciorul cu țuică care îl însoțea, care bătea din poartă în poartă, tocmai pentru a chema lumea la nunți și respectiv la obiceiurile mari din lumea satului. Pătrundem acum, am zis,